Pestea morții lui Nicolae Mischie a dat-o familia. Fiul fostului politician medic în Franța a postat duminică un mesaj în română și franceză în care își exprimă durerea pentru pierderea suferită. Astăzi am pierdut un prieten, părinte și un model în viață pe tatăl meu, Mischie Nicolae, în urma unei lupte îndelungate cu o infecție severă. M-a învățat să prețuiesc viața și familia, mi-a arătat că viața poate fi atât extraordinară cât și meschină. O să ne lipsești enorm. Drum bun! La 10 minute distanță de anunțul fiului lui Mischie, actualul lider al organizației județene Florin Cârciumaru a postat și el un mesaj pe Facebook. Îmi este foarte greu să transmit un mesaj prin care să-mi exprim regretul trecerii sale în neființă. Sunt una dintre multele persoane care îi datorează acestuia drumul politic și nu numai. Rămâne în memoria mea și a colegilor ca un om cu suflet mare, ca un adevărat lider care a știut să lupte pentru județul nostru. Foarte multe lucruri Realizate în municipiu și județ îi se datorează lui Nicolae Mischie a scris Cârciumaru pe pagina proprie. Un alt fost lider pesedist care a fost ajutat de mischie Ion Călinoiu a postat în mediul virtual că se simte trist de vestea morții fostului mentor. Un om puternic și determinat care a condus gorjul pe care l-a iubit mai mult ca pe oricine și orice, alături de care am lucrat zi de zi foarte mulți ani. Actualul viceprimar la Târgu Jiu Adrian Tudor Junior în politică făcută de mischie a transmis și el un mesaj virtual. Un spirit care a ars puternic timp de 73 de ani. De la căldura acestei flăcări s-au încălzit mulți. Nicolae Mischie a încetat din viață. Sicriul cu trupul fostului lider politic va fi adus la casa din Târgu Jiu a familiei Miercuri, iar vineri va fi depus în holul Consiliului Județean Gorj, instituție pe care a condus-o timp de două mandate în perioada 1996-2004.